Salutare, prieteni! Astăzi vom vorbi despre Unirea Principatelor Române, cunoscută și ca Mica Unire. Unirea Principatelor Române a avut loc în 1859 prin unirea statelor Moldova și Țara Românească sub nume Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești. Prin alegerea colonelului Alexandru Iancuza ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. O serie de evenimente au pregătit unirea. La începutul secolului al XIX-lea, țările române erau sub influența Imperiului Otoman. Boierii români își trimiteau fii la studii în Occident. Odată întorși, au adus cu ei idei de emancipare și au reaprins sentimentul de patriotism. Între 1831 și 1832, în Muntenia și Moldova, s-au adoptat regulamentele organice, care prevedeau necesitatea unificării politice. Au urmat acordurile vamale între 1833 și 1835 și apoi desființarea posturilor vamale între cele două țări, începând cu 1 ianuarie 1848. Imperiile vecine se opuneau unirii țărilor române, dar, profitând de războiul Crimeei, personalitățile politice și culturale românești au desfășurat o campanie puternică de susținere la curțile de la Londra, Paris, Berlin și Viena. La Convenția de la Paris din 1858, marile puteri acceptă o uniune mai mult formală între cele două țări, cu guverne diferite și cu unele instituții comune. La începutul anului 1859, liderul unionist moldovean Alexandru Iancuza a fost ales ca domnitor al Moldovei și Țării Românești. În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări, Cuza a unificat parlamentul și guvernul, realizând și unirea politică. După înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost consolidată de succesorul său, principele Carol I, iar Constituția adoptată în acel an a denumit noul stat România. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu. Puteți să scrieți în comentarii ce v-ar mai plăcea să vedeți. Pe curând!